Prefectul Rudolf Stauder solicită primarilor să depună proiecte pentru creșterea gradului de independență energetică din surse regenerabile. În acest sens, există fonduri de 500 de milioane de euro destinate autorităților locale, prin care acestea pot realiza investiții pentru obținerea de energie din surse regenerabile, precum cea geotermală, eoliană sau solară. Prefectul Rudolf Stauder a precizat că educația și sănătatea cetățenilor din județul nostru sunt prioritare, iar în contextul actual, primăriile au datoria de a eficientiza bugetele locale pentru susținerea acestor servicii publice de bază. Primarii unităților celor 76 de unități administrativ-teritoriale sunt îndemnați să întreprindă demersurile necesare pentru a beneficia de aceste fonduri disponibile. Apelul în valoare de 250 milioane euro este destinat pentru investiții în capacități de producere energie din surse regenerabile de energie pentru consum propriu. Acesta se aplică pentru investiții în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile destinată consumului propriu. Grantul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate și va fi de minim 500.000 de euro și nu poate depăși 5 milioane euro echivalent în lei. Apelul este deschis până la data de 5 decembrie, ora 17, a mai precizat prefectul de Maramureș.